Salutări tuturor! Bine v-am găsit la Fotbal Show, emisiune produsă în parteneriat de Prima Sport și Gazeta Sporturilor. Rapid nu reușește să câștige pentru a treia oară la rând în Liga 1, face doar 0-0 cu Botoșani, ultima clasată. O să discutăm despre meciurile din Liga 1, o să discutăm însă despre tragerea la sorți pentru grupele de la turneul final Euro 2024. Mergem însă repede la Botoșani să-l ascultăm pe Horațiu Moldovan. Trebuie să vorbim între noi și să ne trezim. Se spune că din poartă vezi cel mai bine meciul. Cum ți s-a părut ție evoluția lui Rapid în această seară? E greu să-ți spun așa, e la cald, dar nu cred că am făcut un joc foarte, foarte strălucit. Au avut și ei unele ocazii, dar acum dacă n-aveam puțin ghinion, noi plecam cu cele 3 puncte. Vă lipsesc și ceva jucători? Da, dar nu cred că aceasta este o scuză. Cred că toată lumea care este la Rapid este aici care valoare și ar trebui să se demonstreze cu toții că merită să îmbrace acest tricou. Nu trebuie să plângem după 2 sau 3 jucători. Într-adevăr, am pierdut 3 jucători buni, dar e mult mai important să ne gândim ce avem de făcut acum. Următorul meci în cupă, după aceea iarăși în campionat, urmează o perioadă aglomerată pentru voi. Da, cred că e mai frumos să joci din 3-3 zile, dar era mult mai bine să câștigăm și acum, să nu avem acea sincopă cu UC Cluj. Acum suntem supărați, eu chiar sunt supărat în acest moment, nu știu ce să spun. Ești unul dintre eroi calificării la Euro, nu pot să nu te întreb, pentru că în seara asta e tragerea la sorți. Pe cine ți-ai dori adversar în grupă? E mult spus, eroi. Cred că cu toți suntem eroi, am arătat împreună că suntem o familie, alături de stafful tehnic și de Mr. Eddie. Mi-aș dori, după cum am mai spus, o echipe bune, echipe accesibile și să ieșim din grupă. Crezi că poate România șanse să iasă din grupă? Puterea! Da, cum am crezut că putem termina pe primul loc, deși mulți nu credeau, așa cred și că putem ieși din grupă. Mulțumim! Mersi! Da, portarul național, vorbind despre grupă, vrea echipe bune, echipe accesibile, spune însă el. Discutăm aici în studio, Viorel Moldovan, Marius Baciu, bună seara, domnilor. O să aflăm în scurt timp când se va trage la sorți grupa României de la Euro 2024. O să mai mergem și la Botoșani să mai vedem reacții, o să discutăm după aia și despre CS Universitatea, meciul dintre CS Universitatea Craiova și CFR Cluj. O să ne întoarcem însă repede la Botoșani, pentru că Onea va da declarații, jucătorul fundașul Rapidului. Rapid care, repet, pentru a treia oară la rând în Liga 1 nu reușește să câștige. Îl ascultăm pe Onea și ne întoarcem să comentăm aici în studio. Obținut un rezultat de egalitate, nu am jucat chiar cum ne-am dorit și ne pare rău că n-am reușit să câștigăm. Multă risipă de energie, dar pentru mai nimic. Da, a fost o seară nefastă, cum am spus. Ne pare rău că n-am reușit să câștigăm și nu știu la ultima fază dacă a fost sau nu hand. Ne-am bucurat degeaba, pot să spun așa. Te așteptai la un asemenea parcurs în această seară? Mai ales că veneați așa, destul de înfuriat, să spunem, cu ghilimelele de rigoare după înfrângerea cu Cluj. Știam că va fi un meci greu, știam că vor lupta pentru fiecare minge. N-am reușit să ne creăm foarte multe ocazii și cred că din acest motiv nu am reușit să câștigăm. Sunt 2 puncte pierdute sau unul câștigat? Cu siguranță sunt 2 puncte pierdute. Nu... Noi am venit aici cu gândul la cele 3 puncte și... Din păcate nu le-am obținut. Urmează zile aglomerate pentru voi și în cupă și în campionat. Luptați pe mai multe fronturi. Cum vezi săptămâna care stă să înceapă? Avem un meci foarte important miercuri pe care trebuie neapărat să-l câștigăm, să ne calificăm în cupă. Mai departe nu contează, adică contează, dar ne gândim doar la meciul următor și cel mai important este să ne calificăm în cupă. Mulțumim! Seară bună! Da, l-am auzit pe Onea, Rapid nu câștigă. Ce se întâmplă cu Rapid, Vio? Nu, Rapid ne-a obișnuit în decursul timpului cu astfel de fluctuații vis-a-vis de rezultatele pe care le obțin. Sunt perioade pozitive, după care vin aceste momente negative. Sunt 3 jocuri fără victorie, doar 2 puncte câștigate, ceea ce este foarte puțin. Rapid nu reușește să... Și-a avut oportunitatea etapa trecută, dacă băteau Cluj, să vină un pic mai sus în clasament. Acum se îndepărtează pentru că Craiova joacă mai târziu. Dacă va câștiga, trece peste Rapid. Hai să mergem până la Botoșani, să-l auzim și pe Albu. Ne pare rău că nu am câștigat. Nu ne-am creat foarte multe ocazii. Am avut acea ocazie mare prin Ioniță în prima repriză.
Cred că dacă marcam acolo, altfel se desfășura meciul, pentru că automat se deschideau și ei. Dar, din păcate, nu am reușit să marcăm. Apoi am avut acest gol. După bancă, sincer, s-a văzut că n-a fost hens, acum nu știu. Dar, per total, cred că trebuie să ne analizăm foarte bine, pentru că nu prea am jucat chiar ceea ce ne-am propus și asta s-a văzut. Dezamăgirea e mare, o citesc și în ochii tăi, am citit-o și în ai lui Răzvan și în ai lui Horațiu. Ce se întâmplă totuși? Da, bineînțeles că suntem dezamăgiți, suntem supărați pentru că nu câștigăm, nu reușim să facem pasul, să urcăm pe locul 2. Am avut două șanse mari să urcăm pe primul loc, pe locul 2, acum iarăși ne-am încurcat cu tot respectul pentru cei de la Botoșan, dar sunt pe ultimul loc, chiar dacă au jucători foarte buni. Dar trebuia să câștigăm, trebuia să ne impunem jocul, dar în seara asta nu am reușit acest lucru. Suntem supărați și noi și fanii sunt supărați pentru că nu câștigăm și au dreptate, pentru că și în seara asta au fost alături de noi și ne-au susținut. Și pentru ei trebuia să câștigăm. Urmează o perioadă aglomerată cu meciuri aproape din 3 în 3 zile. Cum vezi săptămâna următoare? Poate veni revirimentul vostru? Da, într-adevăr, ne așteaptă o perioadă dificilă și așa este, un moment dificil pentru că nu reușim să câștigăm, dar trebuie să ne scuturăm, să ne ridicăm de jos și să arătăm că suntem rapid și că purtăm acest tricou cu mândrie și cu respect. Și asta trebuie să facem începând de la meciul din cupă, trebuie să intrăm pe teren, să nu le dăm nicio șansă adversarilor, indiferent cum vă câștiga, trebuie să câștigăm obligatoriu. Și asta trebuie să facem. Mulțumesc. Da, ne-am întors, l-am auzit pe Albu. Marius, ce e cu da, Rapid? Ce se întâmplă cu Rapid? Inconstanța asta suferă, doare să zic așa. După un meci cu FCSB-ul care nu reușe, adică reușesc să-l câștigi și vin trei meciuri foarte complicate pentru ei și nu reușesc să iei puncte, decât două puncte, clar că este foarte greu. Eu nu cred, eu l-am auzit și pe Albu, l-am auzit pe Moldovan, că într-adevăr nu am reușit ce ne-am propus. Dar cred că nemulțumit trebuie să fie Botoșaniu astăzi, pentru că au avut câteva ocazii foarte bune. Văd statistica și okay, e de partea Botoșanului la ocazii, dar într-adevăr posesia e de partea Rapidului. Dar ce vedem cu toții și vorbeam înainte, Botoșanu a avut câteva situații care chiar puteau să marcheze. Și Rapid, într-adevăr, a avut pe Ioniță ocazie mare, într-adevăr, a avut golul anulat, dar din punctul meu de vedere, clar că este hands, fără doar și poate, dar una peste alta, cred că a fost un meci slăbuț, un meci care cred eu că putea să marcheze oricare, din întâmplare sau știu ce, ce era acolo și putea să depărteze una, să câștige cele trei puncte, dar clar că Rapidul, după meciul cu FCSB, e într-un regres, să zic așa. Dar de ce vorbea și regres? Viorel adică înainte? Câștigi un meci cu FCSB și de ce? Adică psihic, ce se întâmplă? E o caracteristică la Rapid. Clubului. Totdeauna a fost așa situația. Sunt perioade excelente când echipa câștigă 3, 4, 5, 6 jocuri la rând, după care automat, poate o stare de relax, da, bătându-i pe FCSB, fiind pe cai mari, toată lumea vorbește frumos de tine, te laudă, te apreciază și intervine această stare de relație. Uite, nu mai poți să câștigi trei meciuri, nu reușești să faci mare lucru, iei două puncte, ai oportunitățile să vii chiar pe primul loc, să vii și pe locul al doilea, da, acolo, dar nu reușești să faci acest lucru și da, și anul trecut adu-ți aminte că cam aceeași a fost situația, după care a fost acel scandal cu suporterii, proteste, când și Adrian Mutu a fost contestat. Sunt tipic giuleștene, momente giuleștina are Rapidului, pe care le întâlnim sezon de sezon. Bun, hai să mergem să-l ascultăm pe Patache. În primul rând, da. Sincer vă spun, e bine, am luat un punct, dar puteam să luăm
foarte ușor cele 3 puncte. Cred că meritam victoria în această seară. Am avut foarte multe ocazii, dar din păcate băieții n-au fost inspirați în fața porții. Asta a lipsit luciditatea din ultimii 16 metri? Da, că a fost 3-4 ocazii bune de a marca, chiar și pe final, în minutul 91. Dar asta e, pune un punct de moral, îmi pare rău. Aveau nevoie de această victorie, dar din păcate se amână. Ai fost foarte supărat după meciul de la Petrolul. Iată, de data aceasta v-a ajutat VAR-ul cumva. V-a anulat golul celor de la Rapid. Da, anulat pe... a fost hands la atacantul celor de la Rapid, normal. Dar și eu când am văzut gol am zis că nu se poate așa ceva. Să fim chiar așa de ghinioniți să luăm în minutul 88 gol. Mulți nervi, cartonaș galben, mai poți? Da, nu, sincer mi-a dat cam ușor cartonașul galben. Nu știu, nu i-am reproșat, poate o fază. Chiar n-am înțeles cartonașul galben, a venit direct, mi-a dat, a fost decizia lui. Nu o comentez. Se termină perioada de 30 de zile. Ce urmează pentru tine, pentru voi? Toată lumea așteaptă, e cu ochii pe FC Botoșani. Pentru mine nu urmează nimic. Eu mai am un an jumătate contract cu FC Botoșani. Antrenor secund, în continuare, rămân lângă băieți. Vedem, o să vorbim cu domnul Valeriu și ce decizie ia dumnealui. Dar ați vorbit înainte de acest meci? Știi ceva? Discuții sunt, dar o să vă le spună domnul Valeriu. Mulțumim. Mulțumesc și eu. UEFA încă nu a început, deocamdată e prezentat timp oficial, mă rog, chestii de genul ăsta. Chiar apropo, ce grupe vreți? Hai să vedem repede, că după aia începe tragerea și sărim Anglia, repede de la un Anglia dată. Ca de fiecare dată. Tu vrei Anglia, de ce? Ca păi, să, pe cine mai dă gol dată, cu Anglia? Păi, ca de fiecare dată. De fiecare dată am întâlnit-o și chiar ne-a mers bine. Da? În ultimul timp, poate mai puțin stai bine. Stai să-mi notez așa, stai să luăm câte una. Am pierdut după foarte multă vreme într-un amical împotriva Angliei, ceea ce nu prea s-a mai întâmplat. Okay. Bun, hai să zicem, Anglia. Stai așa, tu, Marius, din prima grupă? Eu cred că Germania. Germania, zici tu. Stai să-mi notez aici, ca să vedem la final. Anglia mi-e place cum arată foarte bine acum. Deci România, arată, da? Arată că nu vreți altă echipă în grupa noastră. Arată bine. Așa? Bergodi, hai să-l auzim pe Bergodi. Bună seara, mister. N-a fost să fie victorie în seara asta. Cum ați văzut meciul? Cu mulți nervi, multă agitație de pe margine și multă risipă de energie în teren. Da, multă risipă de energie pe teren, pentru că oricum... terenul a fost perfect pentru a juca un meci așa de luptă și nimic altceva decât puțin fotbalul când e așa, dar din păcate o remiză, un egal că n-ai ce face cu un punct, asta e ce putem face. A fost un meci de luptă și greu. După au fost și episoade asta cu golul anulat la sfârșitul meciului, dar nu trecem printr-o perioadă așa de bună, sigur. Asta e un lucru sigur, 100%. Trebuie să venim și cu al doilea repriză cu ceva mai multe, dar nu e ușor și așa este. Mergem înainte, dar acum e o neputință, cum să spun așa, că nu vedem ceva de pozitiv în acest moment. Dar picche de rautate și în plus, dar a fost un match de luptă, nu era ușor să joci fotbal așa bine come ne-am gândit. Aici la Botoșani, pentru oricum e echipa che lupta asta pentru la retrogradare și n-a fost ușor, dar n-am găsit soluțiile și asta e. Ați forțat victoria prin schimbările ofensive și totuși n-a venit golul. Da, e adevărat, da, a venit acest gol că probabil nu știu dacă e în mână, se pare că l-atinge aici, dar avea in allergare, dar... Mi sembra che in prima ripresa Cuonea avrebbe rivasuta cioè la fase che are sangue e la fase asta che ha accaduto in careo Onea Rasvan. Dar han forzato dar in questo momento non treciamo in un periodo buona. Han forzato tutte le schimbari la ho fosse pentru a încerca să castigam, să dam gol, dar non s-a întâmplat. Jucătorii
spuneau că ar trebui totuși să se trezească și să-și dea seama ce tricou îmbracă și să transpire mai mult pentru Rapid. Beh, normal că n-ați văzut și suporterii erau superați, noi ca de obicei mergem acolo e toți, în primul rând eu, în față, trebuie să arătăm altceva. În acest moment, probabil, repet, avem această neputință, nu suntem așa cum eram câteva meciuri în urmă. Nu e ușor pentru că, repet, am și, cum se poate, schimbat un pic jocul pentru că, din păcate, jucând cu și două jucători că sunt aproape două mijlocași ofensivi în spatele un vârf, că nu avem în acest moment, a intrat, ok, binișor, Kevin, Sony, dar e altceva când ai toți jucătorii la dispoziție, nu poți alegi, dar în acest moment noi sunt 6-7 meciuri che giocam fare un attaccante adevărat. Unii giocatori trec printr-o perioadă așa nu bună de pregătire și atunci nu se vede un joc clar, spunem așa. Aveți două șanse săptămâna viitoare să își revină echipa și în cupă și în campionat. Jucați, cum vedeți săptămâna viitoare? Beh, normal că nu am început așa de bine pentru că e un rezultat pozitiv, dar ne ar trebui să castigăm aceste trei puncte. Dar asta nu s-a întâmplat, normal că acum efortul nostru mental, fizic, trebuie să încercăm miercuri seara că avem un match care pe care unde nu trebuie să ne gândim la cine știe ce, trebuie să jucăm numai pentru vittoria. E un match și cu o echipă foarte bună, grea de bătut și atunci speram că vom castiga acolo miercuri după un 1-0 italienesc. Nu, ma e important, miercuri nu e 1-0 italienesc, e important să castigăm, după cum vom arăta. În acest moment sigur nu suntem echipa che eram câteva luni, asta de multe motive, dar nu, e normale che non possa vorbesc aici in fața presei, dar asta este, se vede, clar. Noi trebuie să avem în continuare încredere, speram că stăm întotdeauna acolo sus, avem, repet, acest match pentru a trece în cupa și după un match important din nou de campionat. Așa. Mulțumim. Mersi. Da, Bergodi, o să discutăm un pic și despre explicațiile lui Bergodi de la conferință, dar hai să terminăm grupele ca să avem o discuție la final, să vedem cine cum nimerește. Deci tu ai zis Anglia, da? Anglia, după aia da. Din grupa a treia, din urna a treia, Croația. Marius, tu? Cred că Scoția mi-aș dori. Scoția. Punem Scoția aici. Și din grupa a patra, hai să vedem. Puteți să ziceți și barajul 1, barajul 2, da. Barajul 1, A, B, na, sau ce? N-ajung până acolo. Italia. Tu zici... Aoleu, ce grup ai făcut aici? Nu-i frumos, totuși la campionatul european. Cum e? Să cădem de pe un cal frumos, nu? Păi așa, la campionatul european, dacă nu mergi și nu joci împotriva unor astfel de adversari, pe ce zumezi să joci cu cine? Cu Slovenia? Cu Slovacia? Da, cu... ca să câștigi. Aș vrea cu frații noștri, cu sârbi. Cu Serbia. Cu Serbia. Bun, hai să vedem așa. Deci am trecut aici. Să vedem câte din echipele astea ies la final. Nu e mai palpitant și mai frumos e să mai joci, să vezi România, Italia, deci România, Croația, da, România, da, Anglia, că... România, Slovenia. Pentru mine mi se pare ok, da, pe hârtie, bun, deși nu-i câștigat dinainte. Pornești, hai să zicem, cu șanse apropiate, dar totuși. Ok. Nu mă tentează un meci pe mine România-Slovacia, de exemplu. Deloc. Și chiar dacă am câștigat meciul ăsta și am putea să mergem mai departe. Vreau să văd adversari puternici. Vrei să vezi adversari puternici. Bun, Bergodi, cum ți s-a părut? Da, a vorbit foarte... de gazon. Da, l-am văzut foarte crispat, foarte șicanat de orice întrebare ce îi se punea. Clar că nu-i simplu pentru un antrenor să vii după o victorie cu FCSB și să urmeze trei eșecuri, pot să spun, pentru Rapid, pentru că sunt pentru mine șapte puncte pierdute. Pentru mine e clar, când vrei să te bați pentru campionat, trebuie să câștigi cu echipele considerate mici. Nu vreau să vorbesc de Botoșan, cu o echipă mică, dar e o echipă care e foarte greu astăzi să mai pună pretenții pentru un loc fruntaș. Da. Și dacă nu o să câștigi puncte cu echipele mici, e foarte greu. Pentru că cu echipele care te bazi la play-off, se poate întâmpla orice. Istoria
demonstrează că Rapid întotdeauna a pierdut puncte cu echipe mici. Și acum, și în sezonul ăsta, practic, punctele, ultimele trei jocuri au fost cu echipe din partea a doua a clasamentului. Da. Cu Sepsi, lăsând o parte, că Sepsi totuși este o echipă, da, e o echipă în criză și Sepsi. Bună, dar e o echipă în criză, dar din partea a doua a clasamentului, în momentul de față. Da. Chiar patronul lor spunea că mai aproape se luptă la retrogradării. Da. De la Ucluj, care taie pe un trend ascendent și vine puternic din spate, dar totuși e o echipă din partea a doua a clasamentului și pierzi acum la ultima... Nu câștigi împotriva ultimei clasate. Deci sunt 7 puncte care s-ar, dacă ajungi în play-off, se înjumătățesc, sunt 3 puncte, o victorie dacă pierdută, practic. Pot să-i acord niște circunstanțe Rapidului, este faptul că, într-adevăr, și Bergo de-a scos în evidență că nu au atacant. Dar până la urmă, la fel de bine ai câștigat și ai găsit soluții fără atacant. Cu face. Acum... Neavând atacant, uite că deja justifici oarecum acest lucru și spui, păi, nu avem atacant. Da, așa s-a jucat cu Borja Vale vârf, ceea ce nu e poziția lui, dar când câștigi e bine, când nu reușești să câștigi, nu e bine. N-a spus cu anumite probleme, într-adevăr, jocul lor nu mai funcționează cum funcționa acum o perioadă de timp. Da, sunt aceste curbe descendente despre care tot am vorbit în evoluția Rapidului mai tot timp. Cam asta e. E foarte important să aibă constanță. Nu poți să ai rezultate... Bun, vii după meciul cu FCSB, care toată lumea l-a lăudat și pe Bergodi și pe toți, pentru că au găsit soluții, ce zice Viu. Nimeni n-a spus că nu au atacant. Ce bine că l-am găsit pe Borja Vale, ce bine că avem soluții, ce nu mai contează. Dar acum vedem problemele care le vedem și nu mai avem atacant. O echipă ca și Rapid, la talia lor, va trebui să găsească soluții pentru să nu intre într-o criză ca să nu mai poată găsi soluții. Pentru că punctele se duc. Orice meci a plecat, s-a terminat, tot cu 3 puncte mai puțin sunt în joc. Dar totuși cred că nu va fi problemă pentru ei să nu fie în play-off, dar totuși au avut șansele care le-au avut să poată fi mult mai sus, adică ce vorbea și Vio, aveau șansa să fie de primul loc. Vor fi, dar ei și-au propus numai mult decât atâta. Ok, primele trei, să nu spun că se gândesc clar la câștigarea campionatului. Primele trei locuri, așa, să nu fie o presiune prea mare. Scopul lor, obiectivul Rapid, e clar câștigarea campionatului. Dar cu aceste fluctuații nu ai cum. Ce spuneai tu, pierzi puncte, se depărtează de primele locuri, încă sunt acolo, trebuie să-și găsească cadența, trebuie să găsească soluții și Bergodi pentru a câștiga jocuri. Primul joc pe care l-au, e cel mai important. Până la urmă, trebuie neapărat, indiferent de maniera de joc, să câștigi. Aici să prinde echipa din nou în credere, pentru că intră și echipa într-o problemă din punct de vedere a capitalului de încredere, necâștigând, nu mai ai moral. E Hens la faza asta cu Sony. Și noi publicul, Vio, în Giulești. Eu cred că da, este Hens, nu la reluare, bine, și cu ceața asta acolo. Oricum ne-am chiorât să vedem și noi foarte bine anumite acțiuni și jocul în sine din cauza ceții, dar nu mi-am dat seama, dar la reluare... Reluarea din spate. Așa arată spate. Că mingea l-a lovit în braț. Și el avea brațul depărtat. Brațul depărtat. Vreo este altă părere mai și-a creat un avantaj, Sony. În prima fază nu am văzut, clar, când ne uitam la meci, dar imediat după aceea am văzut și clar și pentru mine este Hens. Ce greșeală făcuse Mutombo aici. Mutombo imediat după greșeala asta dă un atac decisiv cu centru de greutate sus, fiind fundaș central, în axul central acolo, când totuși trebuie să iei o anumită poziție, nu să stai drept. Marius a fost fundaș central, știe despre ce vorbesc, nu stai drept în fața atacantului și intri în el. Centru de greutate jos, dai o direcție și încerci să ataci, te miști automat mult mai repede dacă ataci dintr-o parte. Și între el îi oferă și o lovitură liberă care va fi irosită de către... Da, corect. Poziția. Uite, s-au tras capii de serie, deci Germania în grupa A, evident, Spania în grupa B, cap de serie, evident. Mă rog, stai să vedem că au dispărut grupele de pe ecran. Au luat băieții de la UEFA, ne-au luat șunca din farfurie. Ia să vedem cum erau repartizate.
erau repartizate într-un fel. E, apropo de Anglia, ce ne-am bătut, mă rog, la campionatul european de tineret? Așa. I-am bătut, nu? Da, i-am 4-2. Bătut. 4-2. Da. Și mulți din acea generație sunt acolo, și la noi și la engleză. Chiar dacă a noștri au întârziat un pic mai mult să devină certitudini la echipa națională. Uite, astea sunt în momentul ăsta. Grupa A e Germania, grupa B Spania e pe prima poziție. Contează și pozițiile în funcție de cum se joacă. Grupa C e Anglia pe poziția a patra. Grupa D e Franța, grupa E Belgia și grupa F Portugalia. Astea sunt. Portugalia e pe poziția a treia, Belgia e pe prima poziție în grupă și Franța e pe ultima poziția de cum se joacă meciurile, evident. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Exact, cei din urmă vor fi cei din tâi. Bine, oricum. Acum sunt prezentate echipele din urna a doua, din care deci, facem și noi parte. Deci, da, în câteva minute o să aflăm ce cap de serie avem în grupă. După care mai vedem ce mai aflăm în, deci, în clar, urma tragedie. Ce vorbea Vio, Anglia, mie mi se pare o echipă foarte solidă. Păi e una dintre favorite, mult, Anglia, mult. Anglia, de ce Franța... să ne complicăm totuși cu Anglia? Păi, da, de ce, Anglia, dacă Belgia, Franța... de ce să nu ne complicăm? Da, și Belgia. Adică aș vedea Germania, o nesigur, așa mi se pare, pentru parcă că, totuși că... Bună, okay, dar Germania, Germania. Ai un ascendent moral, psihologic, vis-a-vis de Anglia. Chiar dacă, bun, nu mai suntem nici noi, da, cine am fost și... Dar vrem s-au să mai devenim, schimbat mă, lucrurile. Dar de ce nu? De ce nu? Nu poți să știi niciodată. Și Anglia, într-adevăr, să nu credeți că nu se va gândi la perioada negativă pe care a avut-o împotriva României. Ok. Ungaria a picat în grupă cu Germania. Deci Germania, deci, a dispărut din fasolea noastră. Urmează Albania acum, hai să vedem. Albania, să vedem în ce grupă pică Albania. Albania este în urna a doua, incredibil. Albania, Albania pe vremuri era nicăieri. Nicăieri. Hai să vedem în ce grupă pică Albania în grupă cu grupa a patra cu Franța. Franța, da. Albania, ca și la campionatul european din 2016. Da, Albania-Franța. European. Da, 2016, da, la fel. Deci Albania e în grupă cu Franța. Hai să vedem acum cine... Ah, nu, e în grupă cu Spania, Albania. Cu Spania? Stai puțin, nu. Danemarca e a treia echipă, trasă din urna a doua. Ăștia se duc în Franța. Danezii unde o plasează, în ce grupă pică. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Ne uităm la și Franța, ne mirăm. Dă-o Franței, dă-o Franței. Zici? C2. C2 este Anglia, deci în grupă, mama, cu Anglia. Gata, am scăpat de Anglia. Danemarca, Anglia, deși de Anglia am scăpat. Merge la francez. Așa. Mai avem Belgia, Portugalia și Franța. Hai să vedem. Mergem Belgia, cu ar fi bună mergem Belgia. Cu Belgia. Mergem cu ia Belgia. Ia să vedem ce trage Snyder. Trage Austria, următoarea echipă din urna a doua. Hai să vedem unde se duce Austria. Poate cu Franța, totuși, care e vicecampioană mondială. Da, da, să scăpăm. E păcat, nu? Să ne complicăm cu Bio. Ce ai vrea, Portugalia? Nu, dar Portugalia, mai Belgia, bine Portugalia decât... Belgia. Mai bine Portugalia. Hai să vedem. Mm-hmm. Rosițchi ce trage, unde o trimite? D, cu Franța. Deci cu am Franța, rămas cu Belgia și Portugalia. Da. Pe cine vreți? Belgia sau Portugalia? Portugalia. Portugalia. Eu. Tu? Păi n-are ce face Vio acum. Păi ok. Jucăm cu Ronaldo. Vio e foarte dezamăgit. Zici că... Nu sunt dezamăgit. Portugalia, credeți că e una dintre favorite. Portugalia, da, și Portugalia, Franța și Anglia. România. Hai România, să vedem. Cu cine pică România? Snyder a tras. Hai să vedem a doua mână. Ia uite-l pe Neamihai. Stoichiță e acolo. Mamă, câtă federație e acolo. În... Brigadă serioasă. Da, da. Bodesc cu toată lumea. Hai să vedem unde vom fi trimiși. În E. Cu Belgia. Aia? Deci am picat cu Belgia. Nu e rău. Okay. Nu mi se pare rău. Sincer. Nu, ce zic? Calm, calm. Ușor, ce, calm, ușor, ușor. Hai, hai să vedem. Nu ne... Hai să luăm... Stai puțin. Să nu ne ambalăm. O tragere ok. Nasoală și pe... Mie nu mi se pare o tragere rea. Adică... Nu e ok față de ceilalți la balauri acolo. La deci prima e un cap e okay de serie... Ok, luăm o pauză și după pauză o să aflăm și adversarele din urna a treia și urna a patra. Ne-am întors în direct și acum s-ar putea să aflăm, da, e Slovacia, echipa care ajunge în grupa României, Slovacia-Belgia. Pare o grupă de calificare, jur că pare, zici că nu e grupă de turneu final asta. Ce ziceți, domnilor? Avem Belgia-Slovacia. În momentul ăsta... Hai să nu ne entuziasmăm prea... Nu? Repede și prea tare. Ok, o să luăm toate echipele care... astea un pic. Au calitate, au valoare. Noi n-avem?
Ba da, avem, dar noi venim de foarte departe. Hai să fim mai echilibrați. Să... Ok, nu e imposibil. Da. Dar stai că încă n-am în toată nimic. Grupa. Deci e o grupă, totuși. Decât să ai Olanda sau să ai Croația, nu? Da. O să ai Franța, Anglia sau Portugalia, e totuși. Ceva. Nu, de atâta, nu cred că se poate. Stai să vedem a patra echipă. Eu am încercat să caut posibil... echipele accesibile, da. Cât de cât, dar nu mi-a ieșit. E mai bine. E mai bine decât... Sincer. Eu, are noroc. Eu a fost totuși, a văzut echipe mult mai solide. Eu am încercat grupă de să murim în ea, da, să dar, nu sufletul. De ce să mor? Ce în 2000 am murit în ea, ok. Am ieșit din grupa aia. Cine spunea că vom ieși din grupa aia? Portugalia, Anglia și cu Germania. Până și în 2008 era să ieșim din grupa cu da, campioana da. Mondială, campioana... În 2008, Italia, Franța europeană și Olanda. Olanda. Da. Păi înseamnă că din asta ieșim fluierând. Dar în 2008 câte au fost? Câte echipe? Cred că au fost doar 4 grupe. 4 grupe. Nu cred că au deja fost sunt 6, mai încolo vor fi câte două așa la... Da. Păi toată lumea, uite, Luxemburg are 6 vor ajunge la 10, până la urmă pot să se toate în același. Deci fiți atenți, Luxemburg a avut 5 victorii în grupa Slovaciei, dacă vă vine să credeți. Adică... Da, multe. Extraordinar. Multe, da. 5 victorii. Puncte. Și cu 2 egaluri. Da. Adică o să fie mult mai greu că nu mai scuze acum. Bă, și la Belgia, Belgia a schimbat și ea generația, sunt ce faci spui că e presiune acum, o să fie presiune că ne calificăm. E, e, da, da, da. Sincer, e presiune mai mare acum, interesant asta, da. Nu ai nici nu ai scuze, cel puțin cu echipele care ne-am suntem deocamdată, scuze nu prea sunt. Hai să luăm repede rezultatele Slovaciei din grupă, a fost așa, primul meci a fost cu Luxemburg acasă, 0-0 au făcut Slovacia. Al doilea meci 2-0 acasă cu Bosnia, 2-1 în Islanda au câștigat etapa a treia, apoi 1-0 în Liechtenstein, doar 1-0 în Liechtenstein, gol marcat înainte de pauză, după care 0-1 acasă cu Portugalia, 3-0 acasă cu Liechtenstein, 3-2 pierdut meci în Portugalia de Slovacia, 1-0 în Luxemburg, deci victorie în Luxemburg pentru slovaci, 4-2 acasă cu Islanda și 2-1 în deplasare cu Bosnia-Herzegovina. A câștigat meciurile care trebuie, a pierdut meciurile cu Portugalia, a bătut până și Luxemburg o dată în deplasare. Și a luat cât le trebuia și a câștigat cu cine trebuia. Da. E o echipă serioasă, o echipă cu jucători experimentați, după câte știu eu. Dar încă o dată, grupa nu mi se pare... Mi se pare destul de periculoasă, să zic așa. Ia să vedem, pentru că... A început grupa a patra. Dacă ne vine Italia aici... Se complică lucrurile, nu, Vio? Se apropie un pic de grupa ta. Nu, că nu depindem pe italian. Ori luăm ceva de la baraj sau... Să jucăm iarăși cu Elveția, oare? Cum ar fi? Se poate. Ia să vedem. Deci avem acum Italia care merge... Unde merge Italia? În ce grupă merge Italia? Italia e prima trasă în... Elveția e în prima grupă. Deci prima grupă e Germania, Scoția, Ungaria, Elveția. În grupa B e Italia, Spania, Italia, Croația, Albania. Arată, începe să arate a grupă totuși. Da. Mai grupă de e o grupă final. Mai serioasă. Să vedeți cum arată de grupa noastră. O să vedeți. Deci grupa noastră o să fie grupă de Nations League, de Nation League. Divizia B. O să de divizia B. Nu, glumesc că Belgia nu e de divizia. Dar da, Belgia, da, care... Hai să vedem. Ridică cine ștafeta. Urmează? Mihail Laudrup trage Serbia acum. Cine are Serbia? Serbia. Tu eu, ai avut Serbia. Eu. Până acum n-are nimeni nimic, nu? N-am nimeni nimic. Incredibil, nu se poate așa ceva. Ia să vedem. Serbia, unde merge Serbia? În ce urnă se duce? În a treia cu Slovenia, Danemarca, Serbia și Anglia. Deci în grupa Angliei. În grupa Angliei s-a dus Serbia. Da. Deci am pierdut și la... Serbia. Și acum au mai rămas câștigătoarele. Au mai rămas play-off-urile. Dar hai să vedem care play-off o să avem noi. Ia să vedem ce play-off o să avem. Și după aia o să le povestim oamenilor și care sunt căile. Play-off-ul A e tras primul. A. Să vedem play-off-ul A. Care este play-off-ul A? Play-off-ul A. Play-off-ul A este play-off-ul cu Polonia, Țara Galilor, Finlanda. Nu. Ba da. Polonia, Țara Galilor, Finlanda și Estonia. S-au dus în grupa D. Deci Austria, Franța, Olanda și una din Polonia, Țara Galilor, Finlanda. Iar de Franța, na, la olandezi. La olandezi. Păi au fost în aceeași Bun. Grupă. Hai să vedem. Ce ne mai rămâne nouă? Păi nu ne-a mai rămas așa. Ne-a rămas Israel. Ia să vedem. Ce avem? Ce s-a tras? B.
Israel, Bosnia, Ucraina, Islanda. Ucraina și Islanda, da? Ia să vedem unde merge. Grupa E. Incredibil. Nu se poate așa ceva. Deci asta e grupa noastră de la Euro, domnilor. Incredibil. Deci avem așa, Belgia, Slovacia și una din Israel, pe care am scos-o, practic, din așa. Islanda, care e într-o formă foarte slabă. Bosnia, care a fost catastrofală în preliminarii, a bătut-o și Luxemburg și Ucraina. Asta e grupa noastră. Vio, hai să vedem. Prin Ucraina, să nu râd, nu? Ucraina... Ce, pierdem? Bine, că... ok. No. Orice ar veni, totuși, nu e comparabil cu adversari din... Dar ce ziceți de grupa asta? Mi se pare ireal că noi avem grupa asta la Euro, la turneul final. Nu, noi am avut... trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. God is good. Deci, da. Deci nicio... Suntem și în postul Crăciunului, trebuie da. Să mulțumim toți românii așa. Pentru cum s-a desfășurat toată... Toată campania de calificare. Deci tu simți că a fost un ajutor divin pentru Naționala României în tot acest drum. De sincer, adică discutăm de ultimele da. Două meciuri, bravo băieților, bravo da. Antrenorilor, bravo federație, da. De acord. Dar mie nici ultimul meci nu m-a dat pe spate. Ultimul meci care l-am câștigat nu m-a dat pe spate, pentru că am discutat doar de goluri, de da. Victorie și s-a terminat totul. Okay. Dar totuși am avut de suferit. Dar nimeni nu spune de dăruire, nimeni nu spune de atitudine, nimeni nu, adică toată lumea de acord că au avut toate aturile pentru a câștiga. Da. Dar am prins-o în Israel care se băgau prin șanțuri okay. cu trei zile înainte. Bun. Am prins-o în Israel care au alte pe cap, cu da. Familiile lor știm cu toții da. Ceea ce se întâmplă. Și aici putem spune că am avut o mare șansă, nu? Meciul, același lucru cu Elveția, nu... Nu-l văd, același lucru, am prins Elveția, o echipă care, nu știu, vor să lucreze antrenorul. Văd acolo ceva s-a întâmplat și la Elveția, pentru că eu vedeam altă Elveție, viu? Cel puțin da. Știm turul când a jucat la ei. Uh-huh. Numai, iarăși, doar Dumnezeu ne-a ajutat să câștigăm. Și toată campania asta. Acum, ce vedem, cred că ne îndreptăm spre semifinalele semifinalele campionatului european. Vio, e bine, glumim, ai, gata, e bine, nu mai potoliți. Vio nu mai zice nimic, să nu supărăm pe nimeni. Nu mai potoliți. Deci am avut așa, tragerea bună pentru grupe. Tot contextul în grupe a fost unul favorabil. Am întors meciuri în Elveția când nimeni nu se mai aștepta deci... nimeni. Am jucat și noi fotbal. A fost povestea cu Israel și acum avem și tragerea asta bună. Dar, atenție, presiunea așa. Va fi mult mai mare, pentru că toată lumea acum crede că putem da. Trece de această grupă. Grupă. Și okay. presiunea mai mare. Este deci loc. Acum trebuie este să gestionezi loc. Altfel totul, nu? Cu mintea, da. Practic. Altfel era într-o grupă pe care nu voiai tu. Așa. Iar acum, bun, pe cine... Pe cine nu mai spun nimic, că ce? Vreau să... Pe cine vezi mai bun decât noi? În grupa asta? Da. Belgia. Ok, da. Și Belgia, au avut oscilații foarte mari. Slovenia, cum e? Au avut Slovacia. Slovacia. Slovacia, hai să da, ne spunem oameni. Da, să Lobotka acolo de la... Uite, deci portar e Dubravka de la Newcastle, în comportar de la Fulham... După care, unde au jucătorii? L-au pe Skriniar, care la Paris Saint-Germain. Paris, Lobotka de la Napoli. Gümber de la Salernitana. Hanchko de la Feyenoord. Mă rog, un jucător la Samsung Sport, Schalke. La Copenhaga, Vavro. Mă rog, un jucător în țările arabe. Slavia, Trencin, Slovan, Bratislava, așa. Sincer, jucător la Hellas Verona, Andrei Duda. Nu știu, nu am urmărit la nivel de echipă, de Lobotka joc. Lobotka la Napoli, Beneș la practica, Hamburg. Da. Uite, la Luzerna, Cadac, un jucător. Și au jucător, uite, în ultimul lot, la Sydney, în Australia. Au un jucător la Boavista, 24 de ani, Bojenic. La Hellas Verona au doi jucători, uite, mai au un tânăr, Suslov, de 21 de ani. Și la Feyenoord, Leo Zauer, de 17 ani. Un jucător de 17 ani. A fost în ultimul lot. Astea sunt... Și alte convocări recente, jucători la Cagliari, Obert, Mallorca, Valiant... Bochum în Germania, Bero, tare accidentat. E o echipă pe care poți să o bați? Da. Ai putea să o bați? Păi eu cred că da. Slovacia. Cred că da. Antrenor este, antrenorul Slovaciei este Francesco Calzona, e un italian. După modelul Ungariei, au și antrenori italiani.
un antrenor Belgia, care a fost, și Belgia a fost, în tranzit, uite, e a fost perioadă antrenor de... tehnic la Napoli 2021-2022, acest Calțona. A mai fost asistent la Napoli între 2015 și 2018. A mai fost secund, numai secund a fost cam peste tot, înainte să vin aici. Da, secund la Perugia, secund la Alessandria, tot în Italia, secund la Sorrento, secund la Empoli, secund la Napoli, secund la Cagliari și antrenor tehnic, de tehnică probabil, tehnic. Da. Și Belgia a schimbat liniile și nu mai e Belgia aia care impresiona jucând semifinale de Cupa Mondială, dacă nu greșesc. Da. Și un turneu final, eu se pot întâmpla orice, da, se pot fără doar drama, și poate da. Orice meci, nu poți să știi de la început. Poate să fie surprize, cum s-a întâmplat de atâtea ori și cu Danemarca, dacă ne aducem aminte, de pe plajă. Da. Sunt Grecia, care nimeni nu dădea favorită când a câștigat atunci campionatul european. Deci se poate întâmpla orice. Dar nu ne putem culca pe ureche, pentru că eu văd o grupă echilibrată, cum spuneai tu de jucătorii slovaci, unde joacă, nici noi nu prea putem spune că nu, jucăm. Da, și dacă nu se uită la noi, zic, bă, unde joacă ăștia, că ăștia nu joacă chiar nicăieri, adică ăștia mai joacă undeva. Capitanul jucător care joacă la nivel de Champions League, noi nu avem. Da. Nu prea avem același jucător să joace în Champions League. Avem jucători? Capitanul nostru de echipă joacă la a doua jumătate a clasamentului, Damac, în Arabia Saudită. Nicușor Stanciu, fundașul central, unul din ei, Burcă joacă la echipă de la retrogradare în Arabia Saudită. Da. Nu putem discuta că noi avem niște jucători care joacă pe la Nant sau avem pe la Valencia. Noi avem și noi jucători care sperăm să ajungă la un nivel mult mai bun după un campionat și iau, acum pot să demonstreze. Asta e șansa lor, să poată să ridice la un nivel foarte bun și să ajungem la nivelul generație de aur, să zic așa, cu jucători de excepție care unde te uitai în orice campionat, găseai 1, 2, 3 jucători români. Cam asta văd eu. E șansa de a demonstra, e șansa să se autodepășească. Dar eu mă uit la grupa asta, tu nu vine eu să nu, cred că... Eu mă uit la grupa asta. E o grupă de... N-ai cum. De calificare. Deci, deci incredibil. Deci n-ai cum. Deci, asta e bine. Nu? Mergem mai departe. Merge, nu avem ce să faci. E bine. Să nu mânem pe Dumnezeu, ce nu e bine. Corect. Bun, o să vedem și grupele, toate grupele în scurt timp, ca să ne dăm seama și alții ce ghinion au avut, poate, sau noroc. Iată, grupa A, Germania, Scoția, Ungaria, Elveția. Cum vi se pare grupa asta? O grupă așa mai spre spiritul tedesc. Așa. Păi, Germania, Ungaria, iarăși cu influență din asta... germană. Deși acum sunt... Acum da, sau mai... Da. Da, mă rog. Elveția, la fel. Sunt Elveția, acolo, Elveția, acolo. Da. Scoția, de Scoția care a revenit după vine mulți puternic ani. Din urmă, într-adevăr, chiar cu evoluții foarte bune și cu niște jucători interesanți. Da. Asta e grupa A, o grupă... La forma Germaniei, aș spune, o grupă foarte echilibrată. Foarte echilibrată. Ungaria, care este pe un trend ascendent de o perioadă bună de timp. Elveția... Gâfui, dar poate să-și revină. Dar... O vezi peste Germania, nu? De față? Eu nu. Vezi? La niciun caz. Nemții și grupă prost. Foarte echilibrată. Nemții și când joacă prost, te poți aștepta că au resurse. Da. Se poate... Adică cel puțin joacă acasă. Nu cred că ora avea probleme, cel puțin să nu iasă din grupă. Grupa a doua, o să vedem imediat cum arată grupa B, Spania, Croația, Italia, Albania. Aici parcă e altceva. Zici? Parcă de ce? Că e Croația. E Croația, bun. Teoretic, Spania, Italia. Semifinalistă de Cupa Mondială, vicecampioană mondială, dar nici ea nu mai este acolo unde ne-a obișnuit să schimbă, s-au schimbat și lei generațiile, ușor, ușor. Au mai trecut ani peste unii jucători. E logic să se întâmple așa, dar rămâne totuși o echipă națională foarte puternică în lume, nu pe continentul european. Spania, nu mai vorbim, e Spania, generații foarte bune, jucători care activează la nivel înalt, Italia și ea, după ratarea calificării la campionatul mondial, revine la european, dar fără să impresioneze și fără Italia, să convingă, fără așa, da. Jucători de pe care aveau o dată. Da. O echipă corectă și ea în formare,
Iar Albania, o știm prea bine, a progresat foarte mult, echipă puternică, o echipă care ne-a trimis acasă, care ne-a bătut la campionatul european din 2016. O echipă dârză. Și jucători care activează în campionate puternice și joacă constant. Și sunt titulari indiscutabili, au o echipă, au spirit. O națională în creștere și bun, cu jucători ce spuneai tu și la... Și au foame, aici e mare diferență, au foame. Și jucători care joacă la nivel bun, la echipe foarte bune în Europa. Da, pot crea surprize. Pot crea. Bun, o să vedem grupa C. Grupa C este formată din Slovenia, Danemarca, Serbia și Anglia. Cum vi se pare? Anglia favorită. Așa. Fără doar și poate. Serbia, Danemarca, aici cred un echilibru, nu? Da. Și Slovenia, care și ea o echipă cu jucători, iarăși, același lucru cu jucători care joacă la un nivel foarte bun. Deci, din afară de Anglia, eu cred că toate trei pot să bată la locul 2. Adică toate trei le văd destul de... Adică au șanse. Trei echipe echilibrate care se pot bate pentru locul 2. Anglia o văd favorită. Da. Eu o văd favorită la câștigarea. Sunt trei echipe pentru mine. Anglia, Franța și Portugalia. Okay. Bun, hai să vedem grupa D, grupa în care e Olanda, în care e Franța, vicecampioana mondială, Austria apare aici și evident echipa din play-off-ul A, care poate fi una dintre Țara Galilor, Finlanda, Polonia sau Estonia. Bine, Franța s-a distrat cu Olanda în aceste grupe. Iarăși îi întâlnesc. Acum rămâne de văzut dacă se vor mai distra și olandezii să-și revină un pic. Cu ei. Da, da, poate a fost o învățătură bună și pentru Olanda și vor arăta altfel. Clar că au fost surclasați de către Franța, care rămâne favorita acestei grupe. Austria de nivelul, să zicem, acolo, a Olandei. Poate un plus pentru Olanda. Okay. Poate un plus pentru Olanda, dar... Și Austria au jucători mulți care joacă în Bundesliga. Da. Cu jucătorii cam se aseamănă cu jocul Germaniei, să zic așa. Dar și eu zic că au un plus Olanda pentru în grupa asta, cine, să zic așa. Cine vine din play-off? Cred că Southside. Ce play-off au ei? A? Play-off-ul este Țara Galilor, Finlanda și Polonia, Estonia. Se joacă la Cardiff, Țara Galilor, Finlanda și la Varșovia, Polonia, Estonia. Categoric, oricare ar veni, ar putea fi la nivelul... Câștigătoarele... Na. Țara Galilor. Polonia, Țara Galilor. Se va juca ori la Cardiff, ori la Helsinki, adică pe terenul primei echipe. Finlanda a fost. Se va juca pe terenul, ori pe terenul Țării Galilor, ori pe terenul Finlandei, adică pe terenul echipei din prima semifinală, cum ar veni din play-off. Bun, și vedem și ultima grupă, pe a noastră o știm, am văzut-o. Mai sunt? Mai avem, da, pe este Euro. Păi ce să ne facem peste 4 ani? O să fie toate echipele din Europa. Mai puțin San Marino, Liechtenstein și Andorra. Ajungem la 10. Turcia, Portugal. În 82 pare să că au fost 4 cu 4. 4 cu 4. 8 echipe. 8 echipe, atât erau, da. 8 echipe. 8 echipe, după aceea... Bine, inițial n-a fost turneu final. Nu exista turneu final la Euro. În anii 60, începutul anului 70. Eu cred că a fost în 82, ce zic eu. Da, da, nu, vreau să spun. Da, în 82 erau 8 echipe. În 84... Nu, în 84. Nu, în 84 au fost 8 echipe. În 88 au fost 8 echipe. În anii 60 nici noi nu eram. Da, și vedem grupa F, Turcia, play-off-ul C, care este play-off-ul cu Georgia, Luxemburg și Grecia, Kazakhstan. Astea sunt semifinalele. Se va juca la Tbilisi sau în Luxemburg finala, depinde care dintre Georgia și Luxemburg câștigă. Turcia, așadar, oricare din astea patru, Portugalia și Cehia. Portugalia mi se pare clar că e favorită. Eu am văzut Turcia acum de câteva luni, o lună, jumate, două. Am văzut un meci amical cu Japonia în Belgia. Eram chiar în Belgia. Nu m-a impresionat deloc. I-au bătut japonezii, au râs de ei. De chiar a fost demis antrenorul după meciul respectiv. A avut un neamț înainte, vorbesc de turci. Când? A fost demis după meci. Pe mine Turcia nu m-a impresionat. Bun, discutăm de un meci amical. Totuși aici Portugalia, Cehia,
Asta e o grupă de preliminari. Asta e grupă de preliminari, sincer. Exact, e grupă, și o grupă și accesibilă Portugaliei de preliminari. Adică să se încălzească Portugalia. Exact. Incredibil. E o echipă de, adică o grupă de încălzire pentru Portugalia, să zic, care e și eu de același lucru o vă favorită. Dar, și pe ea cel puțin okay, la semifinale. Așa, pe hârtie, totul e perfect. Frumos, minunat, vedem favorite, da. Vedem echipe echilibrate. Pe teren e adevărul. Realitatea este acolo. De multe ori nu se potrivește ceea ce vedem pe hârtie cu ceea ce vedem în teren. Fotbalul a demonstrat de cursul timpului că este imprevizibil și se pot întâmpla foarte multe, mai ales la un turneu final, surprize multe. Da. Bun, hai să vedem, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem, o să mai discutăm un pic de preliminarii, o să mai discutăm de preliminarii, de turneu preliminarii, da, grupa preliminară practic de la EUR. Da, și apoi ne întoarcem și discutăm și despre meciul serii în Liga 1, meciul dintre CS Universitatea Craiova și CFR Cluj. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Dar ne-am întors în direct și știm și programul Naționalei României la turneul final, cel puțin până se califică mai departe, nu? Că am glumit mai departe că mergem, am glumit mai devreme că mergem până în semifinale. Deci avem așa, primul meci pe 17 iunie la München, pe Allianz Arena, cu echipa care vine din play-off. Deci una dintre din cele patru. Cu cele Israel. Patru. Israel. Cu Israel, zici tu? Da, Israel, Islanda. Nu? Israel, Islanda, da. Ucraina și a patra era asta. Israel sau Ucraina? Și Islanda. Islanda. Deci, și Bosnia, pardon. Israel sau Ucraina? E Bosnia, Ucraina, asta e prima semifinală și Israel, Islanda a doua semifinală. Eu cred că și finala se va juca ori în ori la Zenița, ori unde, unde va juca Ucraina, unde se va decide că joacă Ucraina acasă. Da. Bun. Deci primul meci este cu echipa, una din cele patru despre care am vorbit mai devreme. Asta e primul meci al Naționalei la turneul final. Al doilea meci va fi imediat, cu va Belgia, fi 5 zile mai târziu cu Belgia pe, la Köln. Deci primul meci este pe Allianz Arena din München. Al doilea este cu Belgia la Köln după 5 zile. Deci avem 17 iunie, 22 iunie, 4 zile, nu? Ai de și timp între, să te refaci. 4 de zile între de recuperare. După care peste 4 zile... Deci 3 zile de recuperare, probabil. Slovacia, România, la Frankfurt, pe Waldstadion. Cum vi se pare programul ăsta? Adică ordinea asta? Vio, tu ai experiența turnelor finale. Cum? Program de campionat european. Știu, e știu, normal, da. Ai timp, deci oricum. Echipa, practic, cea mai slabă, teoretic, să spunem, ar fi prima, nu? Deși Slovacia e... Nu, meciul cel mai greu e al doilea. Că cea mai slabă. Ok, meciul 2 e tu cel mai vezi, greu. De exemplu, pe Ucraina mai slabă decât Slovenia? Nu știu, Slovacia. Să zic. Nu păi știu. Vezi? Da, al doilea meci cel mai greu e la mijloc. Primul meci e cel mai important. Primul e cel mai important. Primul meci e cel mai important, dacă începi bine, cu o victorie, ai perspective frumoase. Marius, cum ți se pare? Categorii, primul meci e cel mai important. Trebuie concentrare maximă, pentru că altfel ataci ceea ce urmează. Belgia, se poate întâmpla orice. Ai, stai la adăpostul a 3 puncte. E altceva, dar totuși altfel ataci un joc cu Belgia când ești liniștit și cu încredere foarte mare. Dacă nu reușești să joci și cu echipă venită din baraj, e foarte complicat să mai speri după aceea, pentru că nu e simplu deloc. Dar văd, din punctul meu de vedere, tragerea și ca jocuri, le văd destul de ok și timpii de recuperare și de refacere, să zic, sunt foarte, foarte ok. Stadioane fantastice. Se va stabili undeva cartierul general și de acolo te vei deplasa. E, oricum, undeva la limita, sau în Bavaria, ai mai departe deplasarea e la Köln, după primul joc. Al doilea la Köln, nu? Al doilea e la Köln. Al doilea la Köln, da. Da, nu e atât de departe. Ai Frankfurt după aceea la mijloc, deci... Frankfurt-ul, da. Important e cum începi. Important este cum începi. 3 ore de autocare. Tot. Discutăm un pic cu fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, domnul Dumitru Dragomir. Bună seara, domnule Dragomir.
Bună seara, domnilor! Ce ziceți de grupa asta, domnule Dragomir? Când stăteam acum și ne cruceam ce grupă avem, parcă e în preliminarii grupa asta. A tras-o tata lui Edi. El a făcut tragere. Extragerea a fost. Așa? Era acolo în spate undeva? Nu, nu, el cu cruciulița într-o mână și cu mâna în altă în oală, el a scos. Cum vi se pare? Bă, frate, dacă nici nu-i batem pe Slovacia sau... oricine vine de acolo, dacă vine Ucraina, să știi că avem probleme cu Ucraina. Ziceți? Că pe belgeni nu-i batem. Nu-i batem pe belgeni? Nu. Ok. Eu zic că e o grupă accesibilă. Am putea să ne ducem mai departe. Programul ați văzut. E primul meci cu echipa din play-off. Programul este dacă îl făceam noi, nu-l făceam așa de bine. Dar de ce, domnul Dragomir? Că și program, de ce ziceți asta? Explicați-mă un pic. De ce ziceți, considerați asta? Gândește-te că joci al treilea joc cu Belgia. Când nu, al doilea e meciul cu Belgia. Nu e al treilea? Nu, am văzut cel puțin programul, e așa, 17 iunie, meciul cu play-off-ul, echipa care vine din play-off, a doua cu Belgia la 5 zile distanță și al treilea cu Slovacia la alte 4 zile distanță. Așa. Ce, voi ați cu Belgia cu ambele calificate, probabil. Da. nu e rău nici așa. Totuși, nu începi primul meci cu Belgia, adică. Te bătea Belgia de vreo 3, n-ai bine, nu mai știi în ce față să o iei către România. Belgia nefiind în momentul ăsta într-o formă nemaipomenită, totuși. Grupa este foarte ușoară. Am avut noroc, cum am avut și la calificări, și s-ar putea să ne calificăm. În studio aici, Marius Baciu vorbea chiar de posibilitatea să ajungem în semifinale la Euro. Vi se pare realist sau e un vis așa mult prea frumos? Dom'le, la norocul pe care îl are familia asta, Iordănescu, părerea mea este că s-ar putea să aibă dreptate. Cine ai zis că... Marius Baciu. Marius ar putea să aibă dreptate. Ok. Pronosticul dumneavoastră fiind care? Unde credeți că mergem la turneul ăsta final? Ce îndrăzniți așa? Ce vedeți? Pronosticul meu este că ori nu facem niciun punct, ori ne ducem pe locul 2. Mai e o chestie, voiam să vă întreb. Cum vi se pare povestea asta? Acum așteptările cresc, va fi o presiune mai mare pe națională decât dacă aveam o grupă foarte, foarte tare. Vio Moldovan spunea chestia asta aici, în studio. Asta ar fi culmea. Dacă o cădeai cu Franța sau cu Italia, așa, sau cu Croația, în grupele alea aveai vreo șansă, ce Dumnezeu. Așa, totuși, voi, frate, facem și noi un meci egal măcar la turneul ăsta și nu semn de râsul lumii. Dar dacă nu faci niciun meci egal, atunci, într-adevăr, te deranj. Ok. Mulțumesc mult de tot, domnule Dragomir. O seară bună, toate bune, numai bine. Multă plăcere să trăiți. Să fii sănătos. La revedere. Da, ne apropiem ușor, ușor de meciul care stă să înceapă, Craiova, meciul dintre Craiova și CFR Cluj. Scoate grupa de pe ecran. De ce? Hai să trecem la ale noastre. Că... Tu nu, eu am rămas blocat cu grupa asta. Nu-ți vine să crezi că avem grupa asta. Extraordinar. Extraordinar. N-ai cum. Deci dacă ai fi vrut să o așezi, nu o așezai așa. Nu poți. N-aveai cum. Hai la Crețu, la Vlădoiu, la... Bun. Craiova. Pronosticuri. Nu, n-apucăm să mai vorbim de meci. Pronosticuri. Ziceți-mi pronosticuri. Craiova, CFR Cluj. Sunt două echipe diferite, adică două lucruri diferite. Craiova vine după o perioadă bună. CFR-ul gâfâie. Rău. Da. Și eu cred că are un plus Craiova. Cred că și va câștiga Craiova asta. E un examen. Știu eu... 1-0 Craiova. 1-0 Craiova. Pentru Craiova, și vreau să văd dacă odată cu venirea noului antrenor, care are două victorii la rând, da, o va obține și pe a treia și va da dovadă de maturitate și va reuși să nu mai aibă oscilații în evoluții. E foarte important să câștige. Și eu merg pe victoria Craiovei. Mulțumesc mult, domnilor. Ne vedem la final cu analiza meciului și cu reacții de după CS Universitatea Craiova CFR Cluj. Pe curând.